de Gafița și Strohmeier. Mai întâi reușita de minutul 25 a lui Gafița, care a primit o pasă foarte bună de la Stana și l-a învins pe David Lazar. Un contraatac frumos al nemțenilor pentru că... Sportul a terminat la egalitate 1-1 meciul cu nou promovat Ceahlăul. Ocaziile nu au lipsit din prima repriză. Moldovenii au trecut primii pe lângă deschiderea scorului prin Gafița, care a ratat însă incredibil din 5 metri. A egalat cu noroc după ce Gafița a deviat șutul lui Dumitraș. Jucătorii lui Gigi Mulțescu ar fi putut obține a doua victorie din tot atâtea etape, dar șutul lui Nicola din minutul 89 a trecut puțin pe lângă poarta lui Vilațen. Cred că au fost ocazii rarisime. Stuchiacu și este 1-1, marchează Cebotaru, minutul 80 al meciului. Cebotaru reușește să restabilească egalitatea cu o lovitură de cap când poate nimeni nu se mai aștepta. Ceahlăul nu a fost deloc periculoasă, vine această fază fixă care poate risipi munca Vasluiului de până acum. Cebotaru restabilește egalitatea. Interesant de revăzut această fază. Iată-l pe Cebotaru, singur el, fără om în marcaj. Ceilalți aveau fiecare om, dar Cebotaru, singurul care nu avea mingea centrată bine de Hristu Chiacu. Iată-l pe Cebotaru. Interesant cum a rămas, cum de au avut superioritate numerică nemțenii la această fază. Este Ionuț Balaur, Hristu Chiacu, o pasă pentru Cebotaru, șutul lui Cebotaru, respinge fața Kim, gol! Gol! Lovitură de teatru la Vaslui, este 2-1 pentru Ceahlăul. Piatra Neamț marchează Kim în minutul 90, uluitoare răsturnare de scor, Fanionul a rămas jos, greșeala lui Cerniauskas care respinge în față șutul lui Cebotaru. Bucurie imensă, Ceahlăul aproape de prima victorie în acest sezon. 3 minute de prelungire, într-adevăr poziție regulamentară. Poziție regulamentară la Kim, era în offside Radovanović, dar mingea nu a ajuns la el. Centrare acum pentru golul de 2-1, gol marcat de Barna, gol Ceahlăul! Rapidul ia gol din fază fixă. Și totul este posibil sub Pietricica. Ceahlăul reduce din diferență și este o reușită meritată a nemțenilor după ce au arătat în prima, în această parte secundă. Și iată, acum se produce înlocuirea la Rapid, iese Romeo Surdu, cel care părea epuizat de efort, în locul său intră Nicolae Grigore. Și de aspectul defensiv al acestui meci. Bună pirueta lui Achim, a doua piruetă și o pasă normală, logică, la Constantinescu. Achim pleacă, iată, fără marcaj. Achim îl are în stânga pe Constantinescu, îi poate pleca, îi poate pasa, pasează totuși la Garcia. Garcia și atenție, este gol Ceahlăul. Ceahlăul înscrie în inferioritate numerică la o fază tratată cu mare neglijență de apărare a Petrolului. Cel care înscrie este Stana. Fostul jucător al Petrolului este cel care dă lovitura. Constantinescu ratase aproape incredibil. Iată ce minge bună de Luis Garcia. Constantinescu se face de râs, dar ratarea sa este uitată pentru că vine Stana și izbutește să înscrie. O singură victorie în acest sezon pentru Ceahlăul Piatra Neamț, obținut. Îl pierde pe drum pe Pedro, pe Bruno Madeira. Lucas Garcia mai departe pentru Titoșcă, reprimește argentinianul Lucas Garcia, șutul său, gol, gol, gol! Gol! Ceahlăul! Super gol marcat de Lucas Garcia! Argentinianul își arată clasa. Trebuie
Oarecum a reușit Ceahlăul Piatra Neamț să pună mâna pe un astfel de fotbalist. Nu o spunem după această execuție de senzație, după acest golaţo al lui Lucas Garcia, ci după întreaga prestație de până acum acestui argentinian micuț, însă extrem de tehnic și cu o viziune excelentă a jocului. Este Chima egalat pentru Ceahlăul, capitanul Cadu. O va întâlni pe FC Brașov, tot pe Digi Sport 1, de la ora 14, sâmbătă, 5 noiembrie. Stana, are o tehnică bună, centrează acum Stana, extraordinară ocazia lui Gafița și este până la urmă gol Ceahlăul Piatra Neamț. Revedem acțiunea, mai întâi centrarea lui Stana, execuție cu capul din plonjon a lui Gafița în primă fază, a apărat Dănălache, a avut un reflex extraordinar, însă Ionuț Bădescu profită de această respingere în loc precis a lui Tânc. Aici, iată, practic o pasă cu capul a lui Tânc pentru finalizarea lui Ionuț Bădescu. De șut tătar, nu îl găsește, iar acum Ceahlăul poate și pe un contraatac. O pasă pentru Constantinescu, poarta e goală și este gol Ceahlăul Piatra Neamț, preia conducerea. Iată, din nou, eroare mare de marcaj, un plasament foarte slab al fundașilor sibieni. Excelent, a plecat Constantinescu, trece fără niciun fel de probleme de portarul Dănălache și nu poate rata poarta goală, finalizează simplu cu latul. 2-1 așadar pentru Ceahlăul. Gafița, o ieșire oportună, însă respingerea nu a fost grozavă din partea lui Popescu. Atenție la această minge! Formidabil golul pe care îl marchează Ceahlăul Piatra Neamț. Este, iată șutul, lansarea mai întâi pentru Cristel Gafița. Respingerea cu tibia mi s-a părut a lui Popescu și super șutul pe care îl prinde Stana cu piciorul stâng. Nu poate face nimic Popescu. Mai devreme spuneam că este un început cum nu se poate mai prost pentru CSM Ioveni. Acum este un start de coșmar. În stânga Stana, centrarea lui Stana, controlează cu pieptul Cebotaru Constantinescu și este gol. Este gol pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Spuneam, a marcat și etapa trecută acest Constantinescu. Atât stopul pe piept al lui Cebotaru, îi pasează apoi lui Constantinescu, iar acesta îl învinge pentru a doua oară pe goalkeeperul Popescu. Centrarea lui Stana, ce bine a oprit acea minge pe piept Cebotaru. Constantinescu pleacă de lângă Coșereanu. Se uita sau nu spre poartă în momentul execuției, dacă a vrut să centreze sau a vrut să șuteze. Oricum, golul este unul superb marcat de Stana. Cred că a vrut să trimită balonul spre poartă. Tătărușanu surprins de această execuție a lui Daniel Stana, care cu acest gol devine cel mai bun marcator al Ceahlăului Piatra Neamț. Ajunge la 3 reușite în acest sezon. 1-0 pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Se schimbă datele problemei. Steaua, formația care până acum a atacat mai mult, se vede condusă. Stana, Achim, Stana centrează acum și mingea respinsă de Paminonda, este până la urmă gol pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Internaționalul moldovean aduce egalarea pentru formația sa, liber pe 6 metri, mingea este atinsă de Călin Albuț, insuficient însă pentru a fi oprită din drumul către poartă. Mai întâi intervine Paminon Danicu, mingea ajunge la Cebotaru, care face 1-1. Stana, un 2 reușit, Stana îl evită pe
Hoban și este gol pentru Ceahlăul, un gol înscris în condiții aproape identice cu cel marcat în partida cu Steaua. Tot Stana reușește o execuție aproape identică. A fost cu totul surprinzătoare. Iată-l pe Stana încă o dată. Da, a vrut să dea pe poartă. Așa aș îndrăzni să cred. Deși este o soluție total neortodoxă. Dar ce contează asta? Câtă vreme Ceahlăul conduce cu 1-0, iar golul este realmente frumos. Mingea așezată exact în vincul. Forminte. Foarte bine, pasează Achim la Bădescu, îi va fi greu lui Pintilis să-l prindă. Bădescu față în față cu Mingote și Ceahlăul egalează. 1-1 în minutul 41. Excelentă pasa lui Achim, cursă fantastică a lui Bădescu și Grigoraș are motive să fie nemulțumit. Echipa lui ia gol chiar înainte de pauză. Al doilea gol al lui Bădescu în acest sezon, după reușita cu Sibiul de pe teren propriu. V-am spus, o dată plecat spre poarta adversă, Bădescu este imposibil de ajuns, dar remarcabilă este execuția pe care o are în fața lui Mingote. Superbă această scăriță. De minute în care Ceahlăul a avut mai mult posesia. Gol! Gafița! Și... da, poziția e corectă. Poziția este corectă. Mingea cade în fața lui Patriche. Patriche l-a scos din offside pe Gafița. N-a mai putut apoi să intervină nici la pasa către atacantul nemțean. Jut fără preluare.